un topor, motherfucker. Salutare tu, eu sunt Cristi și am un panda pe cap. Oh, da. L-am găsit pe o găină când mă întorceam din asta, cum se numește? Bun. Din mină. Ok. Nu asta. Asta. E 5 șefuri. Bun. A mai din mină. Da, din mină. Corect. A, doamne, ce naibie cu mine. Am luat lavă mai multă, o leacă, așa. Stai. Da, fac, deși nu știu cum funcționează chestia asta, dar mă rog, fiecare cu treabă. Op, op, op. Ok, am avut la câteva secunde, nu știu de ce. Dar în fine, hai să mergem. Trebuie să punem astăzi coriu. Ultima dată am făcut coriu, dar nu l-am pus, nu l-am făcut funcțional, nu l-am pus să meargă. Hai bă, mori. Stai, what? Chestia asta e cumva o bucățică din aia de Ender, căcat, cum o fi? Da, Ender Fragment, perfect! Bun, hai să vedem unde să punem chestia asta, că totuși vreau să fie puțin mai departe decât ar fi în mod normal, dar nu prea departe, pentru că... Ne, totuși vreau să accesez destul de ușor. Hai să punem, uite, aici. Sper că nu e suficient de departe încât să fie nevoie de un rol de încălzire în puii mei, pentru că totuși ar fi cam urât. Deci, uite, aici începem. De aici o punem. De fapt, stai, căcat că ar trebui să fie ce pe la nivelul ăsta. Așa? Cred că e bine. Cred că e mai mult decât bine. Ok, și uite, aici o să-l punem. Puțin cam sus. Aici, perfect. Gata. De ce pun asta? Trebuie să pun întâi landmark-urile. Ok. Vreau să fie unul relativ mare, dar nu prea mare. Dacă înțelegi ce vreau să zic, uite, până pe aici. Vreau să fie... potrivit. Uite, până a... aici. Și acum hai să-l conectăm. O să fie chiar destul de mare, mult mai mare decât mi-aș fi dorit, dar nu-i bai. Serios? Chiar. Ah, nu-mi zica acum, nu mai... Ok. Bănuiesc că acum nu mai merge șmecheria aia, gen să cuplezi decât 3 și deci automat se cuplează și în ultimul colț. Ceea ce e păcat. Hey, what? What? Yo, what, mate? Stai că... Au, ce am găsit ceva interesant aici. Ha. E o ruină, ceva. E un dispense. Oh, gold. Amber. Ok. Avem un safari net. Ok, deci am găsit un safari net cu care putem să luăm, să capturăm creaturi, ceea ce nu e tocmai rău. Însă îmi cam pare rău că trebuie să mă întorc, să iau o bucată de rest, să mă întorc iar. Ce ciudat sună, dar da, asta facem. Ai... Bun, oricum, trebuie să ne apucăm să facem și un fel de taie de capul meu, să ne mai pun eu toate tâmpenile astea. Hop, de fapt, stai, nu. Hop, 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 hop. Astea nu, astea am nevoie de ele. Amber, căcat, iron. Ah, chiar am luat și bucata asta de ruby. Nu știu de ce. Ah, și niște lapizi. De ce am luat lapizi? Păi, ne, credeam că o să am nevoie. De fapt, vreau să-mi fac un pickaxe, dar chiar am luat obsidian, am uitat să zic că am luat obsidian. Și după ce facem coriu să meargă, o să vreau să vedem cum să facem. Adică încă vreau să vedem cum să facem. Vreau să facem un pickaxe din Elumite, să începem să producem Elumite deja. Și să facem un pickaxe care să aibă și silk touch, pentru a putea să luăm mai mult lapis, pentru că am mai lăsat niște lapis acolo jos și vreau să pun măcar, nu știu, silk touch acolo, o leacă. De ce silk touch, frate, nebun, să-mi trag palme. De asta... chestia care e opusul la silk touch, care se numește fortune, așa. Mamă, da, clar. Clar. Să zice aici. Da, mi-am găsit și eu unde să pun. Cred că vine fix pe cactus. Yep. Sunt curios aici. Cred că aici trebuie. Ok, poate nu. De ce are culoarea asta ciudată? Oh, încă un bloc. God damn it. Ok, încă un bloc. Abia acum. Și...
Așa. Să mor tu. Chiar nu merge. Cred că m-am prins. Am pus tâmpenile astea prea departe una de alta. Fuck this shit, mate. Fuck this shit. Deci cam... Dar de ce nu merge, mă? Știu că înainte put... Ăla nu cred că e village-ul pe care l-am vizitat, de pe care l-avem noi, nu? Interesting este, dacă pune mai aproape. Jap! Așa merge, man. Aici am avut dreptate, a fost destul de mare. Actually, n-am nici mai vagă idee de ce n-a mers, dar mă rog, oricum, acum am văzut a chestia aia de acolo, vreau să mergem la aia imediat. Ce? Ai... Bine, nu mai merge eu landmark-ul. Morții măschi. Și îmi place că rămâne tâmpenia asta aici. Hai, măcar du-te. Să mor tu că... A rămas linia. Frate, chestia asta o să treacă pe linie. Nu îmi spune că rămâne linia asta tâmpită aici așa. De ce nu merge? De fapt, stai, de ce sunt așa de colorate, frate? What the fuck? În fine. De ce trebuie să schimbe ăștia toate chestiile care mi se par și mie simple și ușor de făcut? Ok, bun, gata, mă calmez. Sunt calm. Bun. Așa. Acum. Punem cele două engine-uri Sterling cu câte o găleată de lavă și bineînțeles că am uitat că tâmpenile astea trebuie să fie powered cu o manetă în puii mei că nu mai vine. Oh, god damn it. Deci trebuie să ne întoarcem ca să luăm niște piatră și lemne pentru că dă. Și îmi place cum e încă după atâta timp încă n-am făcut din orăcitul alta, man, fuck it. Fuck this shit. This is bullshit for real. Oricum, hai în partea asta, ce au fix de aici, nu știu. Două mi-ajung și încă, hai să zicem. Așa. Acum chestia asta ar trebui să funcționeze. Avem niște lucruri, adică avem destul cât să umplem câteva chesturi. Chestia asta, deci gândiți-vă că primele chesturi, astea toate patru, adică mă rog, cele două chesturi dublu ori să fie umplute, cam numai de nisip și piatră. Deci pot să garantez, dacă nu numai de nisip, mă rog, și stone, chestie de aia, gen sandstone, așa. Mamă, ești nebun, oricum trebuie să mergem să vedem ce e acolo. Pa! Bun. Așa, gata. Alo! Să-mi trag palme chestia asta. Ok, chestia asta nu-mi consumă bucket-ul. Și, ok, uite, observați cum întâi de toate distruge toate chestiile care sunt în care și acum, wow! Mamă, ești nebun cât de rapid merge acum. Mamă, deci are animații noi. Da, e clar că s-a schimbat. Și, wow! Ok, gata, s-a și făcut. Și nenea că joacă Rocket League. Și să nu-i ziceți că v-am zis asta. Ok, și uite, deja iese. Deci așa ar trebui să funcționeze. Stai, acum. Să punem și de-astea că m-au luat pe-n surprindere. Îmi place că le arunc așa cam... Bă, stai mă, nu merge? Ba da, s-a conectat. În mod normal trebuie să le arunce dacă nu s-a conectat. Ok, și avem aici un chest. Și mai punem încă unul aici, pentru că de obicei sunt unele iteme care trec de primul chest și se duc la... Oh! Asta m-a durut la frame-uri. Și cum dracu scap de tâmpenia asta de aici? Stai așa. Poate dacă încercăm altfel? Ia stai, nu. Ok, stai, dacă punem un landmark înapoi. Nu merge așa. Așa? Nu? Așa? Uite-te că acum s-a scos! Îngățim-o zi. Bun, lasă așa. Se face noapte și holy fuck, ești nebun cât a village-ul în partea aia. Ok, stai așa. Mergem.
ne punem la somnic. Am pierdut un landmark, bag ceva de altă landmark și după aia mergem la treaba noastră. Ăsta o să mineze pentru noi și deja putem să începem și noi să fim mai chill și să ne gândim că pentru noi resursele or să înceapă să se înmulțească. Bun, și trebuie să am grijă. În primul rând să găsesc... Bă, ăsta nu mai alergă. Ba, parcă... Capa. Asta explică multe. Gata. Because having a life is too mainstream, here's a Botania update. Wow. Perfect. Bun. E, așa mai da. Acum mai pare că alerg. Lucruri normale. Ce pot să zic? Hai să vedem ce este în acel village. Deși știu că trebuia să... Stai să ne întoarcem să punem chestiile alea de lui mai la prăjuri și putem să plecăm. Deci putem... fuck this shit. Dar chiar, stai. Avem iron o grămadă aici. Dar totuși, pentru că știu că o să fie aiurea. Stai așa. Hai să le luăm de aici. Gen, nu știu. Să mă rog dacă mai știu care era... combinația. Mi se pare că iron trebuia cel mai mult. Sau nici nu mai știu. Ah, well. Așa, hai să vedem deci. Două. De-astea? Două. Nu, 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 nu. Și două, nu, nu. What the fuck is wrong with me, mate? Ok, deci. Așa merge? De fapt, încă una de iron? Bun, așa? Ar trebui să meargă? Bine, au făcut eu, acum trebuie să aștept, deci. Aș putea să caut totuși, știți, Eliu, mai, talu, mite, pentru că s-ar putea să am o mare sur... Uite, deci, mult aluminium, ah, ok, deci, cel mai mult trebuie să fie Eliu, mai, lucru care ar trebui să fie dat logic. Dacă stau și mă gândesc, pentru că e Eliu, mai, fuck this. Ideea e că o să scoatem ceva Eliumite de aici. Bă, dar chiar aveam și un tool forge, nu? A, uite, l-am acolo, perfect. Ok, iron, aluminium și haide. Deci dacă astea se topesc înaintea obsidianului, foarte... Da, deci astea s-au topit înaintea obsidianului. Normal. Ok. Ce? Shit. Să te ții distracție pe capul meu cât o să încerc să legalez pe astea, să nu mai fie niciun pic de tâmpenie, astea să fie numai Eliumite. În fine, hai să mergem. Avem 4 ingoturi de Eliumite. Și... hai să vedem ce e cu acel village. Mi se pare perfect normal. Oricum nu cred că ar trebui să fie cine știe ce spectaculos în village-ul ăla, dar hai să vedem totuși. Adică am văzut că e destul de mare. Poate o să avem succes cu niște villager destul de generoși. Nu găsesc un cuvânt foarte bun. Niște villager care să aibă un trade căcat din ăla. Să aibă o ofertă foarte bună așa. Deci o ofertă de trade foarte bună. Și ce e aia? Un enderman în deșert? Stai că trebuie să mănânc. Deja văd niște palmieri. Oh, ok. Oh, lol, cât de... Wow, ok. Asta e interesant. Adică văd că ăsta e undeva gen la granița între unui village din... de unui village de sand și unui village de... Uai, de cap, cum e casa asta? Și unui village... de deșert, lol, de deșert și unul de forest. Te vedești tu, lol, în puii mei. Asta e un village retardat. Ok. Perfect, normal. Wow. Nu mai am nevoie de așa ceva. Și asta mi se pare puțin ciudat. Sper că nu e nimic acolo, că n-am de gând să intru. Perfect, nu e nimic. Hai să vedem. În primul și în primul rând... What the fuck? Vreau căciulița aia... Așa de rău. Pula mea,
Are un cartof pe ochi. Fie, deci prima dată. De vreau să mă duc. De... Shit, nu. L-am atacat pe ăla și acum tâmpitul ăsta de mine. Și... Ok. N-aș fi vrut să-l omor, dar... Dă-te-a în mine, bine știu că dacă n-aș fi dat un villager ăla n-ar fi dat nici în mine, dar mă rog! Fuck this. Ok, ce e aici? Stai! Tomonomicon. Perfect. Hai să le luăm pe toate astea. De fapt, hai să luăm și item frame-urile pentru că așa avea nevoie. Nu știu cum să zic. I'm a jerk. Sunt un nenorocit. Fur tot. Bun. Perfect. Asta chiar a plecat. Cred că a plecat în puii mei. Ok, flint, wooden, chestii. Bun. Le avem pe astea, deci avem nevoie de... Știi ce fac? Deci ne facem noi. Nu mai stau acum să mă uit pe acolo. Nu înțeleg și dracu mereu e pus un piston aici în halul ăsta. Gen, mă, de fapt, ce treabă are. Și place cum sunt așa ciuruit o leacă. Bun, hai să plecăm. Ce mai e de văzut din acest village? Mulțumesc că mi-ai deschis ușa și mi-ai închis-o nas, de fapt. Ok, hai să luăm de aici astea. Pentru că o să avem nevoie. Ei oricum nu le mai folosesc. Dar noi, da. O să am nevoie de un paxel cât de curând. O să vreau să-mi fac un paxel tot așa din ele. Mai știți, pentru lopată, topor, tâmpenii. Și... O să trebuiască totuși prima dată și prima... De fapt, nu chiar prima dată. O să trebuiască în curând să ajungem pe insulița aceea de blue slime. Să facem rost de niște blue slime-uri. Și uite un chest aici. Perfect, perfect. Și... What is this shit, mate? Capa, lăsăm string-ul. Luăm nuke virus. Astea nu le cunosc, nu știu lucrurile. Pulsaring ceva. Astea nu cunosc. Ceea ce folosește asta. Advanced Photovoltaic Cell. Deci nu prea multe. Lol, uitați Guardian pe aici. Lel, capa. Tu nu tragi în mine, nu-i? Bea cu minte. Bun. Hai că n-am făcut nimic, știi și tu. A fost autoapărare, ma... The fuck? Dimensional crossblock, what? Ce? Ce? Stai. Unde merg? Ce? Ok, ok. Perfect normal. N-am găsit apiarist, da, e ok. S-au găsit? Nope, n-am găsit. Dar what the fuck is this shit? N-am mai văzut așa, stai, din ce modi? Și uite încă o insuliță din aia care e cu apă curgătoare. Auci, măta. Auci. Măta. Ok. Dacă am putea să obținem un cal, măcar în seria asta, știi, ne-ar fi mult mai ușor. Stai, chiar nu mă întrebați de ce am spart ușa. Deci ce este? RF Tools. Actually, I have no fucking idea what this is. N-am și mai băgat de ce. Uite un cal. Wow. Wow. Trebuie să ajungem în Nether neapărat. Oricum, cum ziceam, n-am și mai băgat de ce Dumnezeu ar vrea să fie chestia asta. Dar... Poate pe viitor o să învăț și o să folosim acel lucru. N-am și idee. Nu știu ce mi-a venit, nu știu ce îmi vine să tot zic în engleză. Iap, e clar. Facultate strică omul. Oricum, sunt foarte mulți villageri pe aici. Aș putea, gen, dacă am vreodată vreo idee să fac o vreo fermă de iron pentru a fi făcut. Cuță, nu pentru că aș avea nevoie, pentru că... Na. Motive. Cred că vă dați și voi seama de ce n-aș avea eu nevoie de...
Fermă de aer. Dar dacă vreau să fac să fie făcută, am de unde să iau villageri. Cel puțin asta e clar. Dar, din nou, da. Dacă aș face chiar, aș face o, gen, că nu mai am nimic de făcut în puii mei, gen, ce căcat mai fac eu cu asta. LOL, cât de tare. Vreau și una. Doamne, asta ar fi bună pentru Deadly. De fapt, nu, de pentru Deadly ar fi bună una gen cu o bere în puii mei, gen, să fie o bere atârnată de o undiță care să fie legată de capul lui. Doamne, cât de tare, cât de haios ar fi, dar chiar s-ar potrivi pentru el. Oricum, pam, 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 64 de cărți. S-a mortu că fix 64, sunt înseamnă că am pierdut de pe undeva câteva. Fie, dau încolo, nu mai contează. Așa, aici nu mai avem decât niște ferme de explorat, adică de plat, dar aș mai vrea să le iau acum. Totuși locul ăsta este de vizitat, adică e de ținut minte pentru că sunt atâtea lucruri pe aici. Hai să punem un... waypoint. Așa, nume. Village ciudat. Save. Ok, deci aici suntem în village-ul ăla ciudat și aici înapoi unde am murit. Așa mă ghidez eu spre casă. Normal. Și cred că ar fi cazul să închidem aici acest video pentru că ne-am îndeplinit treburile. Hopa, ce e asta? Cinder Pearl. Interesant. Bun. Mă gândeam, dar nu eram sigur. Bun, sunt curios dacă aș putea să fac alte lucruri, că oricum e Tomcraft. Mamă, dar chiar... De când zic că învăț Tomcraft și tot nu învăț. Așa sunt eu mai special de felul meu. Oricum, în curând o să ne putem ghida aici după village, că o să facă o mare... după village, după... cum se numește? După curry. Pentru că o să fac o mare gaură și gen o să se vadă că e o mare gri, o mare gri într-o, de fapt nu o să fie o mare gri, o să fie un punct gri într-o mare așa nisipasă, culoarea nisipului, gălbuie, așa, sau albicioasă. Actually ar trebui să renunț la chestiile astea. Bun, hai să dormim, ne trezim. Haide, 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 gata, m-am trezit, hai să mergem, vreau să văd cum merge coriul și de fapt mai mult dacă a mers în perioada asta și după închid episodul și da, pare că merge, trebuie să stau puțin mai departe la închef să mă bat cu mobi și poate chestia asta o să dispară după ce mă respawnez, adică după ce ies și intru iar. Wow, wow, hey! Tâmpit, 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 tâmpit. Gata. Fuck this shit, mate. Să și bineînțeles că mi-am găsit, știți unde să ies? Mi-am găsit să ies fix unde e coriu. Gen mai bine atunci când se putea. În fine, hai că ieșim așa, normal. Oricum o să vină coriu și o să ia chestiile astea. Când trece pe aici o să le ia pe toate, cred, așa ar fi normal. Bun, oricum, deja se vede, deja a strâns o grămadă de sand și într-un mod foarte surprinzător, pentru că coriul e atât de micuț, normal că o să termine repede, nu știu dacă apucăm să le folosim, să folosim cele două bucăți de la... De fapt s-ar putea. 20.000 și un caul cât are. Nu! Da, măti. Ce m-am speriat. În fine, știi ce? Hai să închem aici acest episod. Da. Dacă îl prelungim, nu o să mai facă niciun de bine. În fine, ideea e că avem un cori micuț aici și o să trebuie să tot mutăm coriu. Abia aștept, deci nu mai credeți-mă că mor de dracu, trebuie să mutăm coriu. Dar cam asta a fost tot pentru episodul ăsta. Am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și până la viitoare ne auzim. Bye, bye. Bye, bye.